ce proiecte sunteți prezent la târg? Am venit la târg cu două proiecte. Este vorba de Militar Residence și Tineretului City. Sunt două proiecte diferite. Ce ofertă aveți în momentul de față pe perioada celor 3 zile de târg? Oferta pentru Militar Residence, pentru plata cash, se oferă o reducere de 50 de euro pe metru pătrat, același lucru și pentru Tineretului City. Cum s-a dezvoltat în ultima perioadă zona militari? Păi, prin facilitățile care le oferim atât locatarilor cât și viitorilor locatari. Este vorba de 5 piscine, 3 acoperite, 2 exterioare, 4 săli de evenimente, grădiniță, after school, saloane de înfrumusețare, farmacii. Practic este un oraș în oraș, aș putea spune. Ce puteți să ne spuneți despre Tineretului City și zona în care acesta se află? Tineretului City este un proiect nou, este în momentul acesta în desfășurare. Finalizarea lui va avea loc în luna octombrie anul acesta. Iar ca și facilități în acea zonă este vorba de mall-ul San Plaza, gurile de metrou, parcul Tineretului, parcul Văcărești, cam același lucru. Cum se raportează clienții la prețurile din Militar Residence? Din punctul meu de vedere, raportul este unul foarte bun. Este vorba de raportul calitate-preț, care din punctul meu de vedere și nu numai din punctul meu de vedere, ci și din punctul clienților sau chiar și locatarilor, din punctul lor de vedere, este un raport foarte bun. Dar în ceea ce privește Tineretului Residence, care sunt prețurile locuințelor din această zonă? Prețurile sunt diferite pentru că vorbim de două zone diferite. Militar Residence este la periferia orașului, la ieșirea spre autostrada București-Pitești, iar Tineretului City este undeva în sectorul 4, pe calea Văcărești, vis-a-vis de Mall San Plaza. Deci sunt două zone diferite, fiind două zone diferite și prețurile sunt diferite. Adică sunt puțin mai mari față de Militar Residence. La Militar Residence vorbim de 750 de euro metru pătrat util, de la 750 de euro, iar despre Tineretului vorbim de 1250 de euro metru pătrat util plus TVA. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți celor care sunt interesați să achiziționeze o locuință? Îi așteptăm la biroul de vânzări, la o discuție mai detaliată și, bineînțeles, și la o vizionare. Mulțumim și mult succes pe viitor! Și eu vă mulțumesc!